să aducem mai aproape legăturile dintre cele două comunități. Evident că pentru presă ar fi interesant de știut și care este programul și puncte de vedere, dacă vreți, comercial, turistic, economic. Dar așa cum știți foarte bine, primii pași de regulă sunt făcuți în zona emoțională, culturală, în momentul când se cunosc două comunități care doresc să se înfrățească, așa cum facem noi astăzi. Am să-l rog pe domnul primar să adreseze și domnia sa câteva cuvinte. Stimate reprezentant bisericii, stimate prefect, stimate senator, stimate primar, stimați domni viceprimar, consilieri locali, stimați doamne și domni, bună ziua! Alături de noi, Dulceni.
pe rezultate în viitor, rezultate care să fie în beneficiul tulcenilor și al cetățenilor din zona pe care dumneavoastră o reprezentați. Așa cum este scris și pe această plachetă, îmi doresc forever să fie această înfrățire și închei dorindu-vă succes în ceea ce dumneavoastră realizați și să vă simțiți bine în continuare la noi la Cluj. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule prefect. După cum ați observat, unul din membrii delegației, domnul viceprimar Covinos, știe foarte bine românește. Dacă vreți o confirmare a legăturilor și a tradiției dintre cele două popoare, domnia sa este absolventul unui institut superior de învățământ din România, probabil cu mai mult timp în urmă, și iată că încă n-a uitat limba română și mulțumim pentru dubla calitate a domniei sale, atât de reprezentant al executivului primăriei, cât și de traducător. Este Aristopoli. Cu ocazia Zilei Europei, deci nu putea
mai bună și cred că își va vedea roadele pentru că pe noi ne unește, așa cum menționa domnul primar, o tradiție în colaborare, tradiție care și-a lăsat vestigii în spațiul de care vorbeam și cu care noi astăzi ne mândrim. Vă felicit pentru ce faceți pe cele două administrații ale orașelor din Grecia și din Tulcea și vă doresc nu în ultimul rând, dar am lăsat de la oră pentru că domnia sa este reprezentanta. O să vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte în limba română. Mulțumim! Este o mare de tot sufletul ca totul să se materializeze, totul să fie, totul spre binele ambelor părți. Încă o dată, comunitatea elenă este mândră pentru că a putut face ceva pentru acest oraș. Pentru mine, orașul natal. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne președinte. O să ne permiteți să trecem la semnarea protocolului de încălzire, după care, dacă presa va dori să vă adreseze câteva întrebări.
mulțumim frumos, mulțumim pentru darul. În prima zi, când am sosit la Tulcea, am zis...